Bine v-am găsit! Vă salut din studioul evenimentului istoric. Ne puteți urmări pe canalul de YouTube Evenimentul Zilei Capital, pe pagina noastră de Facebook. Deschid această emisiune cu o veste îngrijorătoare, sper, pentru dumneavoastră. Dacă nu vă grăbiți spre punctele de difuzare a presei, s-ar putea să nu mai găsiți deja numărul 39 al revistei Evenimentul Istoric. Pentru că, nu știu, așa le-a potrivit Dumnezeu, am băgat în acest număr niște articole senzaționale, ele își fac efectul pe piață. Despre două dintre ele, trei poate, vedem în funcție de timp, vom discuta astăzi. În studio, alături de mine, este colega noastră Alice Barbu. Alice este pentru prima oară în acest studio, sper să devină o prezență permanentă. Bună, Alice! Bună ziua! Iar prin intermediul internetului suntem alături de istoricul Liviu Țăranu. Este domnul Bine care apare acum în imagine. Vă salut, mă bucur să vă revăd. Sunteți scump la vedere, dar destul de productiv în scris. Ne-ați furnizat un material care ne-a pus pe gânduri. Aproape că am verificat, am dat căutare pe internet să nu fie câteva pagini din știu eu ce roman cu 007 sau cu Sfântul. Dar nu, sunt povești adevărate, file din dosarul Pacepa. O să încep cu acest dosar, pentru că nu știu cum a reușit Pacepa să revină în actualitate chiar și după ce a murit. În 14 februarie a fost declarat decesul său, la puțin timp a fost înmormântat ca un erou în cimitirul Arlington, american, un cimitir al eroilor americani. În România, habar n-am dacă ar fi fost înmormântat într-un cimitir al eroilor. Cred că ar fi fost o aprigă dispută din nou. Domnul Țăranu, avea securitatea capacitatea să angajeze killeri în străinătate? Documentul care apare la dumneavoastră în revistă exact că exista o deplină, nu capacitate, existau legăturile necesare pentru așa ceva. Cazul care este amintit aici în această notă cu agentul Felix nu este singular. Se este cunoscută destul de bine în istoriografia de specialitate și ce s-a întâmplat în momentul în care a fost angajat Carlos pentru atentatul de la Europa Liberă. Și așa mai departe. Deci au fost mai multe situații în care securitatea a putut, a găsit canalele necesare și a avut și oferte, ca să nu o spunem altfel, din partea lumii interlope occidentale pentru a-și aranja chestiunile externe. În cazul de față, deci aici în documentul pe care dumneavoastră îl publicați în revistă, este vorba despre un defector din securitate, e vorba de Constantin Răuță, celebru, cunoscutul, ultra-cunoscutul Constantin Răuță, cel care s-a stins de curând de altfel și care a fost și la dumneavoastră în studio, din câte mi-amintesc, nu? A avut câteva discuții interesante cu domnia sa. Alice a citit textul ăsta înainte de a ajunge la textul scris de ea. Și mi-a spus că are o mulțime de întrebări legate de el, ceea ce înseamnă că n-am fost foarte, foarte clar în el. Alice, cum vezi tu? Ești cercetător CNSAS. Da, printre altele. Cum vezi tu problema asta a angajării unor killeri peste hotare? Destul de gravă la modul general din punctul meu de vedere, însă pentru securitatea statului discutabilă. Având în vedere că Ceaușescu se știa că ca și format era o persoană paranoică, în general prefera să țină în frâu absolut orice posibilă dizidență
sau orice persoană care era împotriva lui, astfel încât a găsit diferite modalități prin care să îi reducă la tăcere. Aibă control. Mai totuși, domnul Țăranu, e o mare diferență între cele două cazuri, între cel dezbătut, demonstrat cu documente în revista noastră și cel de la Europa Liberă. Pentru că dacă la Europa Liberă au fost vizați de un atentat oameni care pur și simplu făceau... O redacție făceau... întreagă. Da, o redacție întreagă, lăsând la o parte și schema cu haiducul, dar aia e mult prea complicată să o dezbatem într-o singură emisiune alături de alte dosare. Atâta timp cât... Este diferită, mă iertați, este diferită. Da, pentru că Răuță, da. Ei la Răuță se păcăleau singuri sau se justificau că pun în aplicare o sentință a Curții Supreme din România. Da. Ideea... Deci pentru situația cu Răuță este foarte limpede. Fiecare ofițer plecat la post afară știa foarte bine ce responsabilități are și ce riscă în momentul în care decide să nu se mai întoarcă din misiune sau să treacă la inamic. Așa erau atunci lucrurile, dincolo de cortina de fier, totul era văzut ca fiind această lume imperialistă la care, dacă rămâneai, erai socotit drept trădător. Ei bine, exista un serviciu, o unitate specializată care se ocupa cu pedepsirea acestor ofițeri. Repet, socotiți trădători. Pe baza sentinței sau nu? Pe baza sentinței unei instanțe judecătorești din România sau nu? Deci în serviciu, în general, se lua această decizie la vârf. La vârful departamentului Securității Statului. Asta în anii 80. Înainte, Departamentul de Informații Externe. În anii 70. Deci, la Răuță asta e situația. Dincolo, vorbim de o țintă diferită, deci de o redacție întreagă într-adevăr, dar mijloacele sunt aceleași. Practic s-a apelat la o grupare mafiotă care să rezolve o chestiune importantă, așa cum spunea și colega noastră, care ținea de securitatea statului, dar mai puțin aș putea spune de securitatea statului, cât de prestigiul familiei prezidențiale. Să nu uităm că la Europa Liberă de cele mai multe ori era atacat Nicolae Ceaușescu și regimul politic în ansamblu. Am o mică... Atâtea ori îl atacau. Dar nu e normal. E normal, pe el îl atacau. Sistemul comunist în România se confunda cu un singur personaj. Vedeți de ce nu era atacat și în Scânteia, dacă era atât de normal. Asta e, vorbim de un regim de dictatură, un regim de autoritate. Dar vedeți că și dacă au fost situațiile acestea în care, într-adevăr, el poate, au fost multe chestiuni deplasate. Deci, practic, viețile oamenilor n-au mai contat în aceste rațiuni, așa numite rațiuni de stat. Dar la Răuță a fost contramandat acel ordin de lichidare a sa tocmai de Nicolae Ceaușescu. Și de ce? Aici ar spune, nu sunt nici pro, nici, adică nu e un discurs pro domo, dar Ceaușescu a cântărit foarte bine ce risc exista pe relația cu Statele Unite. Și atunci, în acest raport câștig-pierdere, a gândit că mai bine ar fi să-l lase pe Răuță în pace decât să riște o deteriorare a relațiilor cu americani. Și a luat decizia de a opri un proces care deja fusese demarat. Și probabil că Răuță a sfârșit-o prost. Constantin Răuță mi-a mărturisit că s-a simțit de două ori vizat de tentative de asasinat. De fapt, au fost două tatonări. Iar un anumit moment care și pică pe perioada documentului descoperit de dumneavoastră spune așa, Răuță, că într-o zi era acasă, o să poate stabilim un pic și
ce însemna acasă din momentul în care defectai dincolo de cortina de fier. Era acasă, la un moment dat o mașină i-a blocat accesul către garaj. S-a dus să lămurească problema, era o stradă mică, nu era încă vecin cu Pacepa în perioada aia, mai târziu a fost, și din mașina respectivă a coborât un individ cu aspect italo-american, ca în filmele cu mafioți, s-a apropiat de el, de poartă, băga mâna sub haină, un gest care i-a sugerat lui Răuță că ar fi vrut să scoată un pistol. Răuța a închis repede poarta, după care mașina respectivă a dispărut. Iar a doua tentativă a fost mult mai târziu, când Pacepa era și el fugit și la un moment dat, prin intermediul unei menajere, atât domiciliul lui cât și al lui Ioan Mihai Pacepa, domicilii confidențiale, au fost descoperite. Nu e exclus, pentru că, să reținem, documentul pe care îl publicați este datat imediat, deci exact în ajunul defecțiunii lui Pacepa, ajunul fugii lui Pacepa. Documentul este, într-adevăr, să spun, declarația este dată după defecțiune, dar faptele relatate în acel document sunt înainte de momentul iulie 1978, când fuge Pacepa la americani. Așadar, e posibil ca această prima tentativă să fie avut loc prin intermediul agentului Felix. Felix era foarte greu de contactat și se spune foarte limpede acolo că aveau și o soluție de rezervă, de urgență, un număr de telefon la care să-l caute, dar asta în situații excepționale, în situații de forță majoră, și s-a dovedit că totuși acel telefon a funcționat. Numai că întrebarea este cât din ceea ce a spus Felix după aceea a fost valabil, în sensul că, într-adevăr, a reușit să contramandeze acțiunea de lichidare a lui Răuță la timp. Aici de la mulți ani după Revoluție m-am putut întâlni cu Răuță, demonstrează că n-a avut efect. Nu, da, e foarte posibil ca gruparea pe care Felix o contactase și cu care făcuse înțelegerea pentru a-l lichida pe Răuță să fi făcut o mică tatonare, să vadă exact unde e domiciliul celui visat, să vadă ce posibilități de a-l lichida există și așa mai departe. Că nu cred că se duce cineva din start cu o țintă directă și asasinat din prima. Nu, probabil că a fost tatonat, s-a văzut exact care e situația la domiciliu și ce și dacă. Și poate fi și o operă de intimidare inițială. Da. Nu e exclus, dar repet, pe chestiunea aceasta nu avem un document care să ne relateze exact împrejurările în care a avut loc operațiunea desfășurată de Felix. Decât doar relatarea lui și după relatarea lui făcută prin intermediul raportului scris al ofițerului de securitate care a dat declarația. La ce vrea să ne spună și Alice, cine este acest ofițer și în ce condiții s-a făcut verificarea respectivă? Conform dosarelor acelor comisii, domnul general Gheorghe Manea ar fi avut legături destul de strânse cu Pacepa încă din 1955 și s-a spus inclusiv faptul că ar fi ajutat cu oferirea acelor liste a agenților noștri către Republica Federală Germană. Această informație se regăsește în acel dosar al comisiei privind dezertarea lui Pacepa. Deci cine a făcut această comisie? Iulian Vlad și Emil Macri. Doi dintre ei. Deci Departamentul Securității Statului. Deci să ne limpezim. Imediat după defecțiunea lui Pacepa, deci pe 28 iulie a avut loc respectivul act. În 3 august apare articolul din Die Welt pentru conducerea de la București, pentru Ceaușescu este limpede că avem de-a face cu o trecere la inamic și în momentul acela este desemnată din minister, de către ministrul de interne, la acel moment, o comisie care să ancheteze, să vadă exact. De fapt, Iulian Vlad a fost trimis de către conducerea de partid în
RFG să vadă exact care e contextul în care ce s-a întâmplat cu Bacepa, că nu erau convinși că a defectat. Și Iulian Vlad a stat acolo 2 săptămâni, în RFG, prima parte a lui August, în care tot a ținut legătura cu autorii germane, cu ministrul de interne vest german, cu șeful poliției de la, de la Bonn, și a încercat să elucideze exact situația sau momentul acesta de dispariție a lui Pacepa. Inițial s-a discutat de o dispariție, de o răpire de către o grupare teroristă, de un asasinat și așa mai departe. Până când a apărut acest articol din Die Welt și a fost limpezită situația lui Pacepa. De fapt, presiunea majoră a fost din partea poliției vest-germane, care era limpede că nu avea pista necesară pentru a elucida acest caz. Și atunci serviciile vest-germane au considerat necesar să lase pentru că sau altul această informație să se scurgă pe surse, în presă. Oricum, folosea foarte mult. Germania de vest era prima țară de dincolo de cortina de fier. Dar totuși, deci acest raport despre care, uite, găsim confirmări în relatările lui Răuță făcute după 40 de ani de la evenimentele respective. Cine a fost acest general care a întocmit Gheorghe Manea? Ce era el? Din 55 îl știe pe Pacepa. Din 55 în 78 au colaborat. Ați mai găsit ceva, domnul Țăranu, că ar fi colaborat cei doi? El a făcut obiectul unei anchete mai ample în cadrul acestei comisii? Deci ca și ceilalți ofițeri din conducerea Departamentului de Informații Externe, și el a trebuit să dea la rândul său mai multe declarații. 500 de cadre, 500 de cadre au dat declarații. Dar Manea nu este, să spunem, un caz deosebit sau nu a fost tratat cu mai multă atenție decât ceilalți. Și aici a pus să enumăr toată galeria de generali la acel moment, 1978, care fuseseră colegi, de fapt subordonați, dar apropiați de Ion Mihai Pacepa, și care intraseră, deci au fost colegi de generație. Și Pacepa intră în departament. Direcția Generală de Informații Externe, așa se numea în 55, aduși de la Securitatea Internă. Și Gheorghe Manea vine tot din această zonă. A fost o întreagă echipă atunci de oameni tineri care au intrat în spionajul românesc. Cu studii universitare, cu studii politehnice, în orice caz o garnitură mai școlită decât prima garnitură care funcționase în această direcție, a întâia de informații externe. Și colaborarea dintre ei a fost destul de îndelungată. După întoarcerea de la postul lui Pacepa în 1961, deci după ce revine din poziția de șef al rezidenței de la Frankfurt, cei doi au avut mereu relații de colaborare sau de subordonare. Deci Manea a fost subordonat direct sau indirect lui Ion Mihai Pacepa. Așadar, exista o întreagă perioadă, aproape 2 decenii de lucru în echipă, în spionajul românesc, între cei doi, și Manea și Pacepa. Manea fusese mutat din altă zonă, din altă brigadă a Departamentului de Informații Externe și s-a ocupat de conducerea acestei unități, între altele, acestei unități care se ocupa cu pedepsirea ofițerilor rămași în exterior. Pedepsirea ofițerilor rămași în exterior. A fost vreunul pedepsit? Bine, în ce mod întrebați. A fost? Din câte cunosc, deci au fost tentative, fără discuție. Tentative au fost, da. Tentative au fost, da. Dar până la 1978, deci până la fuga lui Pacepa, Pacepa a reușit de fiecare dată să contramandeze cam toate măsurile care s-au luat de pedepsire împotriva acestor ofițeri. De multe ori, deci până la Pacepa avem undeva la, dacă nu mă înșel, undeva la până la 13-14 defectori. Aceștia au fost fiecare depistat cu locul de muncă, domiciliu și așa mai departe, și s-a verificat dacă
activează sau acționează împotriva țării, împotriva regimului de la București. În cazul în care informația venită pe surse veridice, cât se poate de veridice, la București era că oamenii sunt neutri și că nu s-au angajat în acțiuni contra statului român, erau lăsați în pace. Aproape toți stabiliți în Statele Unite, nu? Nu. Unul dintre ei a fost în Norvegia, Iacobescu, dacă nu mă înșel. Unul a rămas în... e foarte adevărat, în Orientul Apropiat și după aceea s-a stabilit în Canada. Știu și o situație a unuia dintre ei rămas în RFG. Acolo a fost cel mai ușor de depistat. Dar, într-adevăr, după defecțiunea lui Pacepa, majoritatea defectorilor, pornind de la Honudincă și până la Liviu Turcu, toți s-au dus către Statele Unite, către spațiul american. Cum îi tratau Statele Unite pe defectorii din Estul Europei? Conform documentului pe care l-a prezentat domnul Țăranu, extraordinar de frumos. Că are cumva și logică, având în vedere că îi oferă omului o stare pozitivă pentru a-ți putea oferi informații la rândul său. Păi, debriefing-ul se făcea un pic înainte de momentul. Era o structură specializată, coordonată de Departamentul de Stat și de FBI. FBI se ocupă de ei. Respectivii ofițeri erau toți aduși chiar în Washington sau în împrejurim, cazați în niște vile de speciale ale CIA. Acolo aveau tot ce le trebuie. FBI. Păi în interior. Așa. Acolo, în aceste vile, erau aprovizionați, menajeră, tot ce trebuie pentru a avea un trai confortabil. Începea acest debriefing care, în general, dura în jur de 6 luni. Cei care se ocupau de respectivii ofițeri erau din unitățile de linie dedicate pe zonele de interes. În cazul nostru era vorba despre cunoscători de limbă română, de oameni care studiau sau se ocupau de spațiul este european și cu deosebire pe România, cunoscând foarte bine situația din România. Deci acest debriefing, dar nu știu cum să-i spun în varianta românească, ci mărturisire din partea ofițerilor noștri, dura undeva la 6 luni. Sigur că după aceste 6 luni erau lăsați o perioadă în pace, li se asigura un alt domiciliu, li se asigura o identitate falsă și erau mutați în alte zone din Statele Unite, nu neapărat păstrați în zona Washington. Și se apela la ei de fiecare dată când era câte o problemă pe spațiul de interes din care ei proveneau. Așa s-a întâmplat cu toți ofițerii din spațiul românesc care s-au stabilit în Statele Unite. Au fost și două cazuri, Horodincă și cred că Nicola Traian, nu mi amintesc exact al doilea nume, care au reclamat condițiile oferite de statul american. Nu erau mulțumiți de serviciile obținute, de măsurile de siguranță, ci de situația financiară de după. Aici au contat mult și așteptările celor în cauză. Statul american, prin serviciile de informații, asigura, în general, o retribuție, să spunem așa, o indemnizație destul de generoasă pentru existența cotidiană a fiecăruia dintre acești ofițeri. Sigur că și una era să fie Pacepa, numărul 2 din spionajul românesc, care s-a tratat altfel și având și altă greutate, sunt convins că sumele au fost mult mai generoase și alt confort.
Alta a fost discuția și în cazul lui Răuță și alta a fost discuția și în cazul celor doi, Nicola. Răuța a preferat să-și găsească el un loc de muncă. Păi, da. Iertați-mă, ideea a fost așa. În general, protecția a fost cea care li s-a garantat. Partea de existență cotidiană în funcție de așteptările fiecăruia nu a fost asigurată în totalitate de către serviciile americane. Și vă spun, toată chestiunea a ținut și de așteptările celor care au preferat să rămână afară, considerând că statul american o să îi răsplătească foarte generos pentru gestul lor. Eu aș avea o întrebare apropo legat de acest control al lui Ceaușescu, privind o întâmplare din aprilie 1978 în Statele Unite, în care a fost organizată o acțiune irredentistă, asupra căreia Pacepa știa că va avea loc. Nu a reacționat conform documentelor arhivelor CNSAS și în momentul în care Ceaușescu a aflat de acest lucru, l-a tras la răspundere. Întrebarea mea este de ce Ceaușescu nu a acționat împotriva lui după ce s-a întors din America, având în vedere că a dezertat la puțin timp după această acțiune. Ce se întâmplă? Vizita din America din aprilie 78 a fost practic, să spunem așa, crucea de pe cariera lui Pacepa. Deci acel meeting, i s-a spus irredentist, al unei grupări irredentiste de la New York, momentul în care s-a aruncat cu roșii, cu ouă pe parbrizul mașinii prezidențiale lui Nicolae Ceaușescu, se știe foarte bine că a fost de fapt organizat de către emigrația românească. Acolo erau oameni, erau români stabiliți în America și Canada. Faptul că a știut sau n-a știut Pacepa este cu totul altceva. Pacepa a cerut Serviciului Secret American să oprească acel meeting. Asta știm și din alte declarații ale colaboratorilor săi, Gheorghe Florea, cel care fusese șef de rezidență acolo la New York. Dar americanii au spus foarte clar că acolo, Statele Unite, libertatea de expresie este garantată și ei nu pot să facă mai nimic în sensul ăsta. Ceaușescu Sairi a fost într-adevăr foarte mânios pe tema asta și în țară toată chestiunea aceasta s-a decontat în sarcina lui Ion Mihai Pacepa, care, deși era vehiculat ca șef ulterior al unei case prezidențiale, Ceaușescu vroia să înființeze o instituție dedicată treburilor familiei Ceaușescu și să o intituleze după model american un soi de casă prezidențială, șeful acestei case trebuia să fie consilierul sau apropiat Ion Mihai Pacepa. Ori după această vizită și după momentul meeting-ului a fost cel care l-a enervat pe Ceaușescu, mai fost și alte chestiuni acolo care l-au supărat. Pacepa a fost văzut direct responsabil pentru chestiunile care n-au mers în timpul vizitei. Pentru că, într-adevăr, el s-a și ocupat de organizarea pe partea de securitate a vizitei din aprilie 78. Și atunci, în cercurile personale, Pacepa și-a văzut clar periclitată cariera și o spunea foarte limpede că nu se mai vedea prea multă vreme la vârful spionajului românesc. Întreba ce-i cu schimbările astea de oameni, să nu uităm că în martie fusese debarcat șeful său timp de 20 de ani, Nicolae Doicaru, din fruntea Departamentului de Informații Externe, venise un om de la intendență, Alexandru Dănescu, un general care se ocupase de chestiunile administrative ale Ministerului de Interne și ale Securității, deci n-avea nimic în comun cu operațiunile de spionaj, cu munca de informații. Și atunci era foarte... El care mizase că după Doicaru sigur va prinde fotoliu, măcar în fruntea spionajului românesc, își vedea clar oprită sau stopate orice șanse de menținere în fruntea spionajului românesc. Și ăsta să fi fost momentul cheie care l-a făcut să dezerteze? Și de conturile, și de conturile descoperite de Caraman, pe care îl pe nedrept îl mutaseră la birou.
Aici sunt mai multe scenarii. E și acea anchetă desfășurată de Ministerul de Finanțe pentru acele tiruri intrate cu electrocasnice din Orient, fără a fi fost vămuite și care aveau ca destinatar pe Ioni, conducerea Departamentului de Informații Externe, dar știa să știa clar unde ajungeau, adică la Ion Mihai Pacepa, și la intervenția lui se făcuseră aceste transporturi. Toate electrocasnicele sau bunurile care erau acolo nu erau neapărat ale lui Mihai Pacepa. El făcea parte dintr-o, să spunem așa, dintr-o rețea generoasă care aproviziona nomenclatura cu aceste bunuri dorite, căutate în acea perioadă în România. Și această anchetă se pare că a fost unul din motive. Se făcuse raport la Nicolae Ceaușescu, dar Pacepa ar fi intervenit prin intermediul fratelui lui Nicolae Ceaușescu, Nic Călin, cel care funcționa în Departamentul de Informații Externe, fusese șef al Serviciului de Învățământ, Serviciului Cadre și Învățământ din departament. Acesta se pare că a mers la Neptun, acolo unde era Ceaușescu, își făcea vacanța în iulie, s-a îmbătat, n-a mai reușit să vorbească cu Nicolae Ceaușescu. Pacepa aștepta un telefon acolo unde era la Bonn, să vadă exact ce s-a întâmplat, dacă demersul fratelui lui Ceaușescu a avut succes sau nu. Acest telefon n-a mai venit sau vestea n-a fost cea care trebuia și atunci a decis să rămână să treacă de cealaltă parte a baricadei. Deci există mai multe variante. Acum, dacă e să luăm în calcul ceea ce spune unul din generalii importanți din acea perioadă, secretar general al Ministerului de Interne, ochii și urechile poporului, interviurile, da? Îl știți? Așa, da. Spuneți, vă ascult. Deci dacă acest general, și eu n-am îndoială că omul are dreptate, deci în momentul în care a plecat din biroul său, în ajunul, deci la finalul lui iulie 1978, și a spus, domnule general, până acum am servit cu credință, de aici încolo sunt pe cont propriu, atunci înseamnă că, practic, decizia o și luase în momentul în care a plecat din țară. Dar a trădat el întreaga țară sau doar pe Ceaușescu? Asta e o întrebare pentru care încă există diferite puncte de vedere. Ia zi, domnul Țăranu, de câte ori ai răspuns la întrebarea asta? Că și eu, de-abia duminica. Cum să trădeze întreaga țară? Păi el practica submina comunismul, asta declară. Deci el a contribuit la prăbușirea comunismului și a lui Ceaușescu, la căderea lui Ceaușescu, prin acțiunea sa din anii 80. Prin publicarea cărții sale Orizontul Roșu, i-a dat o lovitură de imagine extraordinară a regimului Ceaușescu. Atunci a ajutat sau nu țara să scape de comunism. Asta este o perspectivă. Sigur că dacă întrebați un om din serviciile secrete de astăzi sau de ieri, vă va spune foarte clar că el a trădat România. Nu un serviciu, nu un om, nu un regim politic. El a trădat țara. Există perspective și perspective. Ca istoric vă pot spune că trebuie să le luăm în calcul pe ambele, și pe cea instituțională, dar și pe cea subiectivă, și pe cea care ține de interesul României la acel moment și interesul României ulterior. Faptul că americanii l-au îngropat ca pe un erou, pe Pacepa, ne spune multe. Faptul că la București nici măcar nu s-a făcut o pomenire pe undeva, ne spune și asta destul de mult. Da. Clar, în istoria nescrisă a serviciilor secrete românești, Pacepa este unul din cele mai nefericite momente care au existat în secolul 20. Într-adevăr, sunt două personaje în unu. Este erou anticeaușist și trădătorul camarazilor săi, pentru că ei erau în război. Războiul rece era un război. Sigur, nu era o confruntare între două ideologii. În teren erau trimiși
militari care se luptau cu adevărat. În unele zone, cum era Afganistanul, se luptau cu mitraliere și tunuri, în alte zone se luptau cu umbrele otrăvite și cu bombele lui Carlos. Din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, Pacepa a plecat de lângă camarazii săi într-un moment de luptă și s-a dus la inamic. Din punctul de vedere al izolării lui Nicolae Ceaușescu față de legăturile pe care le mai avea cu lumea occidentală, a avut un efect extraordinar. L-a silit pe Ceaușescu la niște măsuri economice, pentru că lipsit de clauza națiunii cele mai favorizate, lipsit de dobânzi preferențiale la împrumuturile externe, a apelat la soluții, unele nebunești, cum a fost plata integrală a datoriei externe, altele oarecum strategice, cum era banca pentru țările în curs de dezvoltare sau subdezvoltate, care e un proiect absolut românesc. Toate astea au la bază și imaginea pe care a făcut-o Ioan Mihai Pacepa în străinătate. Absolut. Deci momentul 1978 pentru regimul de la București este un moment de răscruce. Deci după acest moment, 1979-1980, încep marile, marile probleme. Criza datoriei externe, cea din 80-81. Și chestiunea cu clauza a intervenit destul de târziu, în 1987. Dar momentul în care s-a intrat în criza aceasta a plății datoriei externe, momentul în care România a rămas fără lichidități și fără finanțare din partea Occidentului, a fost unul din cele mai dificile prin care a trecut țara, da, din punct de vedere financiar. Iar asta s-a întâmplat și pentru că s-a reușit stricarea imaginii pe care și-o făcuse începând cu 1968 Nicolae Ceaușescu. Pentru că timpul ne presează și mai avem o datorie, mai avem ceva important de discutat, mai ales că suntem la momentul în care încercăm să înțelegem cât de bine era conectată Direcția de Informații Externe la ce se întâmpla dincolo de granițele României. În evenimentul istoric pe care, repet, dacă nu vă grăbiți spre punctele de difuzare, n-ați făcut nimic, îl pierdeți, va trebui să-l comandați pe Agora Mag. Mai avem o poveste foarte interesantă, un amestec de budoar și regalitate. Alice, poți ne spui în două cuvinte, trei cuvinte, cinci cuvinte, dar fără cuvintele din revistă, despre ce e vorba? Securitatea a reușit să încurce prințesele. Asta... Prințesele, cum? Da. Cum să încurci prințesele? Asta mi se pare... Pur și simplu, eu cred că a fost în vedere că în general s-a tot discutat că securitatea de multe ori era pusă în situația în care trebuia să facă pe bandă rulantă anumite documente, în nevoia de a prezenta un astfel de document privind o posibilă căsătorie între prințul Charles și o prințesă, au greșit persoana. Dar de ce ne-ar fi interesat pe noi cu cine se căsătorea prințul Charles? Pentru că în acea perioadă era plecat în exil. Și pe lângă acest... Era plecat în exil regele Mihai. Pardon. Deci, așa, ca să facem cele două, trei cuvinte pe care n-a vrut să ni le spună Alice. Prințul Charles a apărut la un moment dat informația că este îndrăgostit de una dintre fiicele regelui Mihai, aflat în acea perioadă în exil. Securitatea a intrat în alertă pentru că... De ce i-ar fi interesat că prințul Charles se căsătorea sau nu cu fiica unui fost... S-ar fi spus inclusiv că există posibilitatea ca el să preia tronul Marii Britanii. Ea există și la această oră o problemă, da, de creștere a speranței de viață. Da, doar că securitatea atunci a semnalat inclusiv un an. Ceea ce să spunem mai puțin astăzi, pentru că serviciile noastre astăzi nu mai duc sau nu mai fac
acțiuni de influență la nivel înalt este că acest departament de informații externe în anii 70, dar chiar și în anii 80, Centrul de Informații Externe, așa cum era el de redus și mult mai modest față de perioada lui Pacepa, a întreprins anumite acțiuni de influență în Occident, în lumea politică occidentală, pentru a asigura interesele României și ale, sigur, ale conducerii statului român de atunci. Familia regală, regele Mihai, a fost mereu supravegheată prin agenți la fața locului și prin agentură, prin informatori care îl vizitau periodic, oameni care plecau din țară și care îl vizitau pe rege, și se știa precis care e situația aproape în fiecare moment a familiei regale. Conexiunile familiei regale și, evident, și ginerii pe care regele Mihai i-ar fi putut avea, interesau și ei, fără discuție, securitatea externă a României. Și asta din perspectiva acțiunilor de influență, repet, pentru că aceste chestiuni, aceste legături de familie, aceste legături dinastice puteau asigura la rândul lor o susținere pentru contracte economice, pentru înțelegeri politice și pentru o imagine favorabilă în Occident și pentru jocurile de putere din țările respective. Da, la data respectivă, Marea Britanie era în atenția lui Nicolae Ceaușescu. Un pic mai târziu a apărut ideea avioanelor. Să nu uităm că achiziția licenței și pentru Rombax s-a făcut exact în perioada 78-79, atunci s-au tratat chestiunile. Deci în paralel, da, iar momentul, iartă-mă puțin, momentul vizat de documentele obținute de Alice este 1973. Și dezlegarea poveștii apare printr-o revistă de cancan în 1974. Chiar atât de puternică era totuși securitatea, adică ar fi reușit să influențeze? Că și-au dorit, am înțeles. Da. Noi vorbim din perspectiva obiectivelor pe care și le-au stabilit. Despre asta discutăm și care sunt ușor de depistat în documentele existente în Arhiva Securității. Da, da. Acum, cât din aceste obiective au avut și rezultate, cât a avut eficacitate din acțiunea securității, este cu totul altceva. Să ne înțelegem, au fost foarte multe eșecuri și multe chestiuni n-au funcționat. Asta datorită calității agenților trimiși în exterior, asta datorită faptului că și soarta nu a fost de acord cu securitatea. Și atunci evident că lucrurile nu au mers cum trebuie. Dar operațiunea de influență ca atare a fost gândită la București. Una este modul cum a fost pusă în practică și alta este, să spunem așa, stabilirea ei și prioritățile de acțiune în această direcție. Există surse. Acum nu putem pune foarte multe mei pe ele. Ceaușescu ar fi intervenit și cu un ajutor financiar și în anumite campanii electorale din Statele Unite. Dar nu doar cu ajutor financiar, ci și cu un ajutor, să spunem, de ordin informativ, pentru unul sau altul din candidații la președinția americană. În general, deci, cei sprijiniți de Kissinger? Cei consiliați de Kissinger? Da. Nu, cei care mergeau pe ideea întăririi unei colaborări cu blocul răsăritean, dar deosebit cu România asta, pentru că Ceaușescu era foarte pragmatic, își urmărea interesul și dorea un candidat sau dorea victoria unui candidat care ar fi mers pe ideea întăririi relațiilor cu blocul estic și cu România îndeosebit. Ia lămuriți-mă voi doi, că încep să nu mai pricep ce am dat la tipar. Deci, până la urmă, prințul Charles s-a căsătorit cu frumoasa prințesă Diana și pentru că securitatea a intervenit în relațiile sale anterioare? Păi, dar nu-i limpede. Deci, nu, vorbeam de securitatea noastră, că de-a englezilor am înțeles din memoriile. Da. Ăsta este jocul sorții. Posibil, securitatea și-a băgat coada, fără discuție, și în chestiunile acestea.
dar nu știu cât de mult a contat după aceea relația cu Diana și sigur în chestiunea Dianei este o cu totul altă implicare, deci o altă securitate. Da. N-aș crede că e cea de la București. Alice, din această operațiune Coroana, reușeau și altceva în afară de a-l supraveghea pe rege? De a-l opri în cazul în care a-l opri în a interveni în diferite probleme diplomatice. Dar mai mult, nu. Îl încurcau? Au reușit să-l încurce de câteva ori? Există o mărturie a custodelui Coroanei, principesa Margareta, că la un moment dat, la unul din locurile de muncă pe care a vrut să le ocupe, a intervenit securitatea prin intermediul unui diplomat român. Există o posibilitate foarte mare, având în vedere că le era frică de o posibilă revenire a regelui în țară. Chiar a dacă fost nu o spaimă cu care au trăit foarte ca să zic așa, până au murit. Da, până au murit dânsul. Da. Regele avea un angajament în momentul în care a plecat din țară și o înțelegere cu regimul comunist, că nu va întreprinde acțiuni împotriva atunci Republicii Democrat Populare din anii 48-50. În general, regele s-a cam ținut de această înțelegere, dar, vedeți, exact asta era discuția în momentul 78, momentul 78-79, moment de răscruce pentru regimul la București. Interesant că după această defecțiune, anul 1979 este marcat de prima ieșire în presă, în publicațiile occidentale a regelui Mihai, cu o declarație împotriva regimului de la București, ceea ce era o premieră. El relativ timid, bine citat de presa americană și britanică, în 48 și 49 a dat mesaje în care spune că nu își recunoaște abdicarea. Dar... Știi, aici e o dispută destul de lungă. Regele Mihai nu a făcut nimic concret ca să dărâme regimul comunist, deși cred că a fost una dintre candele care au întreținut speranța că sistemul comunist poate cădea. Dar, pe de altă parte, trebuie să ne gândim și lucid. Ar fi putut regele Mihai să răstoarne regimul comunist? Adică ce forță avea, ce legături mai avea destul de mari? În afară de casa britanică și aici o singură ramură a ei? Regele Mihai n-ar fi putut să răstoarne regimul comunist din România decât dacă între marile puteri s-ar fi ajuns la un acord asupra acestui pact. Deci să ne înțelegem asupra acestui lucru. Dar regele Mihai, prin tot ceea ce a însemnat legăturile cu exilul românesc și cu instituțiile mari, importante ale Occidentului, putea să contribuie la deteriorarea, la subminarea nu doar a imaginii, ci și a legăturilor pe care le avea regimul comunist din România cu instituții, cu țări importante din Occident. Și aici putea fi o contribuție importantă. De altfel, asta s-a și văzut după 1979, când și regele a ieșit de mai multe ori la scenă deschisă și s-a declarat împotriva regimului de dictatură de la București. Putea regele ce reiese din coroană? Putea să facă mai mult decât a făcut și s-a înfrânat în baza acordului de după abdicare? N-aș crede și nici nu cred că era neapărat în contextul lui o dorință de a reconstrui monarhia în țară. Cu toate astea, în toată perioada aceea s-a implicat, adică nu a fost dezinteresat de evoluția României și a dorit întotdeauna binele pentru acest stat. Da. Ce mai e revista asta, că n-am apucat să o citesc toată? Un lucru destul de interesant, și anume un interviu cu domnul Ștefan Andrei, înainte de decesul dânsului, în legătură cu o
situație destul de controversată, și anume plecarea lui Nicolae Ceaușescu în Iran în acele momente tulburi din decembrie 89. Și aș vrea să-l întreb pe domnul Țăranu, în calitate de istoric, ce ar putea să-mi spună în legătură cu motivele reale ale plecării lui Ceaușescu în Iran și dacă el cumva, așa cum a fost considerat de multe ori, inconștient de ceea ce se întâmpla în țară, a luat această decizie de a pleca. Cu mâna pe inimă, economice au fost. Deci economice, erau niște contracte economice de livrare de petrol pe o perioadă de câțiva ani și Ceaușescu le-a considerat vitale pentru economia românească acele contracte. Acum, sigur că sunt și de acord cu partea cealaltă pe care ați menționat-o, cât mai avea el legătură cu realitatea a ceea ce se întâmpla în țară. Eu am și teoria mea că acel diabet accentuat care s-a instalat la el încă din a doua parte a anilor 70, era dependent de insulină, i-a deteriorat starea sănătății destul de mult. Omul avea probleme și cu prostata, nu era dependent numai de insulină și avea doar probleme cu diabet. Dar vorbim de situația nervoasă, de percepția, practic de mental. Este și acel interviu care e publicat în Occident de revista Newsweek, dacă nu mă înșel, și în care omul apare pierdut efectiv, fără un contact cu realitatea. Un om prins, captivat, captiv într-o lume a sa, într-un soi de psihoză, într-un soi sau de depresie, dacă vreți, ceva de genul acesta. Și dovadă că nu mai avea reacție. Deci aici e interesant că mulți dintre ofițerii din securitate care mai trăiesc sau care au reușit să scrie câte ceva despre perioada respectivă sunt de acord că rapoartele care ajungeau, și Iulian Vlad la rândul lui a declarat la un moment dat, rapoartele care ajungeau și care erau pe bune despre starea de nemulțumire din societatea românească, despre situația economică și așa mai departe, erau ignorate de către Nicolae Ceaușescu și nu mai era în stare să mai ia vreo decizie în legătură cu ceea ce era sesizat în acest raport. Ajungeau toate aceste rapoarte la el, având în vedere că... O parte din ele cu siguranță. Deci o parte din ele cu siguranță ajungea. Dar erau socotite ca fiind false, ca fiind subiective. Ceaușescu, după Pacepa, nu mai avea încredere în securitate, nici cât negru sub unghie, dacă îmi permiteți o expresie moldovenească. A preferat mai mult să meargă pe mâna celor de la Ministerul Apărării și pe militari în general. Păi și tocmai în acest context, neavând încredere în securitate, cum a putut să continue acest demers și anume să plece în Iran? Adică nu se putea baza doar pe armată în condițiile în care vedea ceea ce se întâmplă atât în țară cât și în plan extern. Deci a început să răscaute că... Miza era strict economică. Iranul era văzut ca o sursă esențială de aprovizionare cu petrol pentru rafinăriile românești. La acel moment, România rafina în jur de 30 de milioane de barili de petrol pe an. Ceea ce față de... Deci producția internă asigura undeva până în 8-9 milioane. Restul era procurat din extern. Rușii, după venirea lui Gorbaciov și după perestroica, ezitau să ne mai livreze petrol. Și atunci sursa importantă pentru rafinăriile românești era acest petrol venit din Iran. Asta e deja și chestiunea documentată. Deci, repet, Ceaușescu a pierdut o luptă cu realitatea. Bine, vreau să vă reamintesc că după primele evenimente de la Timișoara, inclusiv CIA în notele pe care le punea dimineața pe masa președintelui Bush în 18 și 19 decembrie, nu credeau că Nicolae Ceaușescu va cădea după acele mișcări, ci doar că ele vor constitui creuzetul altora ce urmează să vină după sărbătorile de iarnă. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet și pentru materialele date în evenimentul istoric, absolut de referință. A fost anunțat că aici la punctul meu de la Păcii din militari, și că n-ar mai fi revistat. Deci clar trebuie să fac ceva să ajung în centru, nu?
O să rupem din ce difuzăm către cititorii noștri și o să ai în colecție și luna asta o să ai în colecție revista. Vă mulțumesc din suflet și pentru răbdare, pentru informații și pentru felul în care vă tratați profesiile. Manu, dacă ai butonul ăla roșu, dă-i un aniel, că cam atât ar trebui, cam o oră rezistă spectatorul de internet la o emisiune. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu!